I am infinite, I am the channel, I am expanding, I am psychedelic, I am vibration, I am timeless, I am unity, I am activating, I am me, we are higher all of you. Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa. Vă reamintesc că ne puteți trimite întrebări și sugestii pentru teme și invitați atât pe forumul atașat platformei www.nasul.tv, cât și pe pagina noastră de Facebook Midnight Blogger by Alexa sau la mailul emisiunii byalexa@nasul.tv. Tema emisiunii din această seară este dileme și soluții pentru România. Pentru aceasta l-am invitat pe scriitorul Pavel Coruț, care este atât de cunoscut încât nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiindcă sunt foarte puțini români care nu i-au citit măcar o carte din cele peste 140 publicate. Domnule Coruț, bine ați venit! Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la această emisiune. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat la această emisiune să spun și eu câteva cuvinte conaționalilor noștri. Vă rog! În primul rând aș vrea să mă prezint, pentru că nu este adevărat că toată lumea mă cunoaște. Deci sunt scriitor, am scris 141 de cărți cu tematică variată. Volume de arta succesului, romane de dragoste, romane SF, romane de dezvăluiri despre decembrie 89, romane de aventuri, volume de dragoste și volume de poezii. În perioada socialistă am fost, și nu regret că am fost, ofițer de marină, cu 6 promoții mai mari decât domnul Băsescu. Am lucrat în calitatea de ofițer de marină, inițial ca ofițer vânător de submarine, pe o navă într-un divizion de vânătoare de submarine, ulterior în serviciu de contraspionaj al marinei. Am învățat o nouă meserie, concomitent am studiat dreptul, limba engleză și psihologia deviantă. Poate am explicați fost... un pic ce este psihologia deviantă. Psihologia deviantă este psihologia celor cu deviații, respectiv psihologia infractorilor. Mi-am dat masterat în acest domeniu pentru că îmi plăcea psihologia și parapsihologia și vrând nevrând trebuia să studiez și psihologia omului normal și parapsihologia care de-abia apărea ca știință atunci, prin anii 73, când a fost congresul de la Praga. Am lucrat ulterior în secția legături externe a Ministerului Apărării Naționale în calitate de ofițer de relații externe a Armatei Române pentru întreținerea unor legături cu ambasadele și diplomației străine acreditați la București. Desigur, asta este o meserie de ofițer de informații. În ultimii 5 ani, din 85 până în 1990, am fost șeful biroului de contraspionaj din Direcția de Informații Armate, DIA, care, pe limba noastră românească, e Direcția de Spionaj Militar. Am participat la multe misiuni în țară, în străinătate mai puține, am făcut practică în străinătate la Sevastopol, mărul discordei actuale dintre ucraineni și ruși, și la Split, în Croația. În 1990, după ce asistasem la evenimentele din 1989, am continuat să activez într-o unitate specială, 215, poreclită 21 sfert. Acolo ne-am adunat mai mulți ofițeri de contrainformații militare într-un serviciu special acoperiți pentru a acționa în URSS pentru a elibera Republica Socialistă Moldova, Socialistă Sovietică Moldova. Ca atare, anii 90 am fost ofițer de informații în Republica Socialistă Moldova din URSS. O zonă foarte periculoasă, pentru că rușii întâi te împușcă și primul te întreabă cum te cheamă. Foarte interesant. Am avut deosebită plăcere de a merge împreună cu delegația Moldovei în Kremlin și am asistat la declarația de independență a Moldovei din 1991. În momentul în care domnul profesor Moșanu, președintele Parlamentului Moldovei, a început să citească declarația,
cât sunt eu de dur, mi-au dat lacrimi. Am ieșit din Kremlin și am dat telefon la ambasada română, am vorbit cu atașatul militar român, comandorul Dragnea, i-am spus că sunt în Moscova. M-a invitat la ambasadă, i-am spus că nu pot pentru că sunt purici. Eu am putut să îmi rezesez atunci fără acte. Respectiv, n-am luat avionul să fiu controlat la aeroport, la pașaport, ci am luat trenul din Basarabia, de unde nu m-a controlat nimeni. Și am mers liniștit, m-am cazat la un moldovean din Moscova și am participat la această activitate cu ajutorul deputaților moldoveni. Mi-au pus și mie insignă de deputat moldovean în piept, pentru că scrisesem foarte mult pentru Moldova, țineam la Moldova, eram de moldovean, sunt din nordul județului Iași. Atunci ați fost arestat sau nu, altă dată? Mai târziu vă spun și povestea asta, însă vreau să spun ceva telespectatorilor. Eu nu sunt deșteptul național, doamnelor și domnilor. Eu sunt un om care a învățat multe, a citit mult, a călătorit mult, a văzut multe. Însă nu sunt deșteptul național și nu am întotdeauna dreptate în ce susțin. Vă invit să vă folosiți creierele, să analizați ceea ce spun eu, să vedeți ce e adevărat și ce e nu. E o provocare asta. Nu. Așa scriu și în cărțile mele. Vă invit să gândiți. Aceasta ar fi prima invitație. A doua problemă. La noi în țară oamenii s-au certat de au ajuns să despartă pentru politică sau pentru idei contrare în domeniul religios ori alt domeniu. Eu vă spun foarte clar, cine nu este de părerea mea nu este dușmanul meu, este un partener de dialog, civilizat, argumentat, în care să învigă adevărul sau, dacă nu e adevărul, inteligența. Că știți ce spuneau sofiștii greci? Nu e nevoie să spui adevărul ca să poți convinge. Important este să ai putere de convingere. Pe timpul acestei discuții, probabil că se vor ridica și niște întrebări. Voi răspunde cât se poate de sincer, ținând seama totuși că eu sunt ofițer de rezervă al aparatului informativ cu gradul de capitan comandor. Acum să vă spun cum am fost arestat în Transnistria. Că asta ați vrut. Cum ați fost arestat și mi-ați spus că ați stat de două ori cu pistolul la tâmplă. Păi atunci a fost la Transnistria, a fost la două oară. Prima dată în decembrie 89 a fost nevoie de cadavre și nu prea erau. I-au chemat pe Uslaș, eu eram șeful biroului de contrainformații din Direcția Informației Armatei. Aveam sediu în drumul Taberei, la ultimul etaj, la etajul 4. Noua conducere, în frunte cu generalul Militaru, a chemat Uslașii la colaborare în drumul Taberei și i-a împușcat ca pe niște câini, deși erau români și ei, și veniseră cinstit la colaborare cu trei ABI-uri amărâte. În spatele zidului din drumul Taberei stăteau centuri de taburi, de tancuri, era armament serios acolo. Mi-aduc aminte capitanul Petrescu, actual colonel rezervă Petrescu, de vânător de munte, a coborât rapid, a văzut despre ce e vorba și a venit la mine și a spus: tovarășul capitan de rangul 3, teroriștii de la USLA au încercat să intre în unitate și au fost împușcați la poartă. Și am spus: ce ați făcut, măi, oameni buni? V-ați omorât frații voștri de sânge români. Cine a mai văzut terorist să vină la poartă? Teroristul vine îmbrăcat în negru, acoperit, se strecoară, sare gardul, nu folosește armament de foc. Au existat teroriști în 89, domnule Coruț? Au existat. Au fost prinși? Au fost și prinși, vă dau și exemple. Să urmărim firul. Vă spun despre teroriști pentru că sunt în decembrie și apoi vă spun cum am ajuns să fiu arestat și să mi se pună pistolul la tâmplă de către transnistreni împreună cu Ion Iursan, ziarist de la Brașov. Vă dau câteva exemple de teroriști. În ziua de 23 dimineața, 23 decembrie 1989 dimineața, revoluționarii de la punctul de intersecție Mareșala Verescu, fost Miciurin, cu bulevardul Mihalache, fost 1 mai, au oprit o mașină,
un microbus de culoare albă cu o dungă verde, care inițial nu s-a supus somației, însă revoluționarii, într-un avânt de ăla tineresc, au răsturnat mașina din mers. Din mașină au fost extrași 8 tipi îmbrăcați în costume de comando, înarmați cu pistoale calibru 5,6, dar aveau încărcătorul foarte mare. Erau ruși? Nu erau ruși, erau evrei. Erau conduși de un cetățean civil, evreu, născut în Iași, crescut în Iași. Ei au fost imediat anchetați de către cei doi ceiși de la Direcția Topografică Militară și aduși la Marele Stat Major în subsol, în drumul Taberii. Au dispărut, cum au dispărut și alți teroriști adevărați, în locul lor fiind luate securiști. Norocul securității a fost că, știind planul, a executat ordinul dat de conducere să se predea armamentul la armată și să nu se tragă niciun foc, nici dacă suntem împușcați. Ce se întâmplă? Direcția de contraspionaj militar a fost întotdeauna jolly joker între a securitate și armată. A fost a securității, a fost a armatei, a fost a securității, a fost a armatei. Acum e armatei. Atunci era a securității. De fapt, era armate. Armata ne îmbrăca, ne plătea, ne hrănea. Noi trebuia numai să raportăm anumite date la securitate. Ei, ăștia, v-am dat exemplu numai de un terorist. Eu am scris vreo 20 ceva de cărți despre teroriști prinși așa, cu mâinile... Vă întrerup numai un pic, că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim imediat să vă țineți ideea. Exim Tour acum și în orașul tău. Bilete de avion, orice destinație, orice companie aeriană. Oferte speciale în Turcia, Grecia, Spania, Bulgaria și oriunde în lume. Peste 400 de hoteluri, vile și pensiuni pe litoralul românesc, în delta Dunării, la munte sau în stațiuni balneare. Exim Tour Brașov, strada Michael Weiss, numărul 16, telefon 0368 730 730, e-mail brasov@eximtour.ro. Calitatea germană și seriozitatea ardelenească i-au făcut pe români să aibă încredere în noi. TES Brașov, TES Sibiu. 20 de ani de experiență. Oferte și servicii corecte 24 de ore din 24. www.tes.ro. Testează pentru siguranță. Astmul afectează persoane de toate vârstele, în prezent fiind cea mai importantă boală cronică a copilului. Salinele Roman, o metodă garantată de a preveni și trata bolile respiratorii aproape de tine. Vino la Salinele Roman și relaxează-te sănătos. Singurele saline de suprafață cu brevet de invenție. Salinele Roman recunoscute internațional și multiplu medaliate cu aur. Salinele Roman, prețul cel mai mic pentru sănătatea ta. Salinele Roman s-au deschis în Târgu Mureș. Acum și în București. Am revenit. Și acum să vă spun cum am scăpat de fața Kalașnikovului. Eu împreună cu ziaristul Ion Ursan din Brașov și scriitor, dacă nu mă înșelese, lucram la Chișinău. Ne-am cunoscut acolo. Eu eram ofițer acoperit, el lucra pentru un ziar. Ne-a venit o idee. Să mergem să luăm un interviu lui Smirnov, să dăm dovadă de curaj, să discutăm cu rusul față în față. Eu lucram pentru Cristoiu, pentru Express Magazin. Cristoiu a fost de acord, mi-a promis o recompensă regească dacă izbutesc să iau interviul lui Smirnov. Și ca atare am procedat legal. Am fost la Parlamentul Republicii Moldova, șeful ziarului de acolo, Grigore, a dat telefon la șeful biroului de presă din Transnistria, era o rusoaică, i-a spus că doi ziariști români vor să vină să iau un interviu. I-a fost de acord, ne-a fixat a doua zi dimineață să venim la ora 10
10:30, cam așa. În sediul lor central din Tighina. Dimineața am închiriat o mașină cu un șofer moldovean, am primit un translator rus de origine, care lucra pentru moldoveni, respectiv pentru ziarul Sfatul Țării, și am plecat liniștiți către Transnistria, că totul e regulă, că în mod suntem acoperiți ca ziariști, calitate de ziarist ne asigură imunitate. Am ajuns până la estacadă și când am depășit estacada și am văzut 6 cadavre întinse jos cu flori pe el, pe ele, i-am spus lui Ion, Ioane, am încurcat-o. În noaptea respectivă, moldovenii uciseseră 6 transnistreni. Și acum îi așteptau să le pice un român, un moldovean, să ucidă. Drept care, când am scos pașapoartele de români, am spus, o, românski, fasciste, strâleai! Ne-au dat jos, au pus un voluntar bulgar să ne păzească pe marginea unui șanț. Și ei făceau plutonul de execuție. Era un rus înalt de vreo 2 metri, solid, așa. Făceau plutonul de execuție. Șoferul explica, domnule, sunt așteptați la Smirnov, nimic, strileai. Ion Ursan nimerise cu capul descoperit, era frig, era martie 92, încerca să meargă să-și ia pălărie. Ce am spus, stai aici, nu mișca, că e împușcă bulgarul ăsta. Nu știe rusă, în primul rând, ca să îi spun să nu tragă. În al doilea rând, e atât de înfricoșat de poveștile despre românii care vin și atacă și fac și dreg, încât ne împușcă. Și într-adevăr îi tremura degetul pe trăgaci, avea glonț pe țeavă. Au făcut plutonul de execuție și când se ne împuște, minune dumnezeiască și nu prima din viața mea pe care am văzut-o, în mod neplanificat a venit șeful dispozitivului cu KGB-istul lor, cu securistul lor. Și a zis, ce-i cu ăștia? Păi români, spioni, îi împușcăm. Și nu, întâi anchetăm să vedem dacă sunt spioni și pe urmă îi împușcăm. Ne-au anchetat, ne-au dus la Bender, ne-au anchetat. În timpul ăsta însă au intervenit ziariștii din Chișinău, de la France Press, de la Voice of America, deci de la mai multe ziare și le-a spus, dacă împușcați ziariști, nu veți fi recunoscuți niciodată ca stat. Drept care am fost luați sub escortă și duși la biroul lui Smirnov. N-a avut curaj să discute ochii cu noi. L-a trimis pe doctorul Caraman, care a dat un interviu. Caraman fiind de origine moldovean, însă... Are vreo legătură cu faimosul Caraman? Cu Mihai Caraman, nu. Mihai Caraman nu e erou al națiunii române. O să vină vremea să spună totul despre el. Acest doctor Caraman e fusese educat într-o izolaționism foarte ciudat, moldovenism. A spus, domnule, eu nu vreau să renunț la Moldova, deoarece sunt moldovean. Păi zic și eu, sunt moldovean, dar din partea aia în alta Prutului. Nu contează că ne zicem moldoveni, că ne zicem români, că ne zicem vlahi, că ne zicem getodaci, că ne zicem dacoromâni. Contează că suntem de aceeași mamă și aceleași tată. Nimic. Ei, și după ce am luat interviu, ne-au gardat cu un pluton de infanterie moto. Au doi amărâți de ziariști. Ne-au gardat până la estacadă și de acolo am plecat înapoi în Chișinău. Deci ați scăpat. Chișinău. Am scăpat, dar atunci mi-am spus că e cam timpul, Pavele, să nu mă zădărești de asurda, ursita și norocul. Și m-am apucat de scris romane. Am venit, i-am dat lui Cristoiu interviu, i-a plăcut, nu mi l-a publicat tot. Domnule Coruț, că tot ați vorbit acum de ziariști și de ziariști acoperiți, mai sunt în ziua de astăzi ziariști acoperiți în presă? Păi ziariștii trebuie să fie mai buni decât ofițerii de informații. Ziaristul trebuie să știe să verifice informații pe trei linii, să o verifice prin tehnică, prin filaj. Cum să nu fie ziariști ofițeri și invers? Nu, deci dacă există ziariști din structuri,
care mai sunt în prezența eu nu lucrez în serviciile secrete actuale să știu. Dar știu că este ca regulă la nivel mondial, majoritatea ziariștilor sunt și ofițeri de informații. Și atunci de ce mai vrem o presă curată noi? Păi presa curată este curată în funcție de anumite interese. Păi și ca și democrația. Știți că democrația depinde de economie. Dacă am bani, pot să fiu democrat, să-mi fac o televiziune, să-mi spun cuvântul. N-am bani, mă duc și cum iau o sticlă de bere cu suprapreț pentru că se aplică noua taxă aia cu berea. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, credeți că la ora actuală asistăm la o restaurație sau nu. La răzbunare? Nu. La ora actuală, România nu poate fi judecată decât în contextul general al lumii în care trăim. Trăim într-o lume în care pacea este în pericol, deoarece majoritatea militariștilor sunt adepții teoriei echilibrului terorii. Tu ai pușcă? Eu mi-au două pușcă. Tu ai bombă? Eu mi-au fac două bombe. De-aia am venit îmbrăcat în alb. Eu, care sunt luptător de meserie, vă spun, oameni buni, trebuie pace. La nivel global. Nu se mai pune problema să împărțim planeta în sfere de influență. N-avem cum. La ora actuală a apărut o superputere aparentă a slabă. Uniunea Europeană e superputere prin cunoaștere, știință, creație, tehnologie, educație. A apărut o superputere în răsărit. China cu acest sistem mixt. Comunist-capitalist. Deci la ora actuală nu se mai pune problema că Rusia și SUA dictează pacea sau războiul lumii. La ora actuală au apărut noi centre de putere, iar noi trebuie să fim atât de inteligenți să manevrăm între ele, încât să ne recăpătăm ce am pierdut la ruși. Între noi și ruși există aur, pământ și sânge. Și totodată să nu ne certăm nici cu americanii, nici cu europenii. Aș vrea să spun că soarele României răsare la Bruxelles și că este ajutat de două popoare pe care le respect, germanii și francezii. Acest nucleu dur al Europei trebuie să fie punctul de referință al conducătorilor noștri, să privească către cei mai mari și să le urmeze exemplu. De exemplu, Franța zice că își retrage anul ăsta trupele din Afganistan, imediat și noi. Și noi, odată cu Franța. Deci nu ne mai aliem cu Statele Unite. Discutăm cu Statele Unite prin intermediul conducătorilor din Uniunea Europeană. Eu vă spun sincer, sunt un admirator fanatic al Uniunii Europene. O visez mare, puternică, deoarece este singura opțiune demnă a națiunii noastre. Nu avem alta. Dacă se desmembrează Uniunea Europeană, devenim guvernie rusească. Nu ne mai iartă de data asta nimeni. Ca atare, lupt din toate puterile pentru Uniunea Europeană. Sunteți de părere că ceea ce se întâmplă la vârf în politica actuală, de astăzi, cu fiecare zi care trece și care nu trece fără niște măsuri care oripilează pe toți oamenii. Spuneți-o direct. Astăzi ați rămas uimită de faptul că în loc să fie condamnat Năstase, a dispărut... Nu numai asta. Deci proiectul acela de lege împotriva Curții Constituționale, care e un atac... N-am mai întâlnit până acum. Am absolvit facultatea de drept la Iași, o facultate bună, o universitate bună. N-am mai întâlnit niciodată până acum un atac împotriva Curții Constituționale. Da. Dar cred să știți că acest atac era premeditat. Cred că se pregătește ceva foarte ciudat. Eu studiez politica, deși nu-mi place. Lumea m-a bănuit mult timp că sunt filo Băsescu. În timpul campaniei de alegere lui Băsescu, eu scriam cartea Mântuirea. Mă înjurau pe toate posturile și pe toate telefoanele de a trebui să-mi schimb telefoanele. Nu sunt nici de o parte, nici de alta, dintre tabere, nu stau între tabere, ci stau de o parte, plătesc impozite și taxe, să fiu lăsat în pace să lucrez.
Aceasta e, zic eu, o poziție cu minte. De ce nu fac mai mult? Pentru că nu am forțe să fac mai mult. Națiunea română a greșit în repetate rânduri, votând pe cine nu trebuia și alegând pe cine nu trebuia. Nu poți să te impui în politica actuală fără votul mulțimii. Și cum să ajungi să iei votul mulțimii? Cine te crede că ești Dan Deaconescu și că ești de bună credință și zici și tu prima dată să faci ceva pentru națiune? Nu te crede decât o parte din populație. Cine mă crede pe mine, fost ofițer de contrainformații și de informații, că am încercat să fac un partid filo-european și filo-naționalist, filo-român, pentru a promova tineret, nu pentru a-mi aroga mie o funcție politică, pentru că nu-mi place. În 1996 eu am fost ales senator pe listele pe UNR-ului, dacă vă uitați. N-am fost nici o zi în Parlament. Am dat declarație că plec în Statele Unite, în Mexic, pardon, și că nu mă mai întorc un an și că atare a fost următorul de pe listă, a intrat în locul meu. Nu-mi place munca politică, nu mi-a plăcut nici în comunism. În timpul ședințelor de partid, mă așezam în ultima bancă și desenam astronave. Fapt pentru care am și scris atât de multe cărți. O să vorbim și despre cărți. Spuneți-mi, această obsesie pe care noi, cei care nu suntem implicați în politică, cei care chibițăm de pe margine, ca să spun așa, acționarea în sensul unui control absolut, așa pare, așa se vede de la noi, nu îi face pe cei care fac mișcările astea politice care sunt clar împotriva democrației. Atât votul uninominal pur într-un singur tur, care înseamnă că nu avem reprezentativitate, practic, cât și atacurile la instituțiile statului, da? La Curtea Constituțională, la DNA, la ANI, la orice. În fiecare zi, deși asta cu atacul la Curtea Constituțională este o chestie extrem de gravă, pentru că practic nu ia în seamă Constituția. Pentru că atribuțiile Curții Constituționale sunt trecute în Constituția țării. Nu e asta o depășire cum să spun, un fel de așa de control absolut, de ne întoarcem în anii 90, domnule Coruț. Mai rău. În anii 90 era o speranță extraordinară. De ce mai rău? E mai rău. Pentru că la ora actuală noi nu mai avem economia pe care o aveam în anul 1990. Asistăm la o întoarcere la puterea urmașilor celor care în 90 au luat puterea și au împărțit economia. Eu însă vă spun de ce mă țin mai departe de politică. Eu visez la o nouă rânduire socială. Tot ce este mai bun în capitalism, tot ce este mai bun în socialism, unit și demarat o societate nouă pe care am denumit-o rânduirea creatorilor morali, bazată pe meritocrație, pe creație și comportare morală. Pentru că aproape că nu există om politic să nu aibă o comportare imorală. Și nu mă refer la relațiile cu femeile. Alea nu sunt imorali în relațiile cu alegătorii care au ales. Imorali între ei. Deci, plus că sunt foarte puțin creatori. Eu conduc pe internet un forum intitulat Frăția Creatorilor din site-ul Drumul Învingătorilor. E în spate pe plasmă, aveți... Vă mulțumesc pentru... Da, e frumos. Succese bat pe la ferestre, nu le auziți urechi închise, ce țineți în cămară, vise murit, captive și terestre. Toți putem avea succes. Nimeni nu este predestinat răului și eșecului. Scriu eu în destine fericite și probez. Pentru că în cărțile de psihologie eu vin cu soluții concrete la problemele oamenilor. Una din cele mai bune cărți scrise de mine este Parapsihologia Practică. Vă ajută să vă înțelegeți așa cum sunteți, pentru că nu este adevărat că paranormalii sunt rari. Toți avem capacități paranormale, dar nu toți le activăm.
După aceea, Secretele Vârstelor de Aur, cea mai bună carte scrisă de mine vreodată, este acolo, între destine și între parapsihologie și după destine. Acolo prezint probe științifice că sufletul este nemuritor, că într-adevăr există divinitate. Nu sunt, atenție, nu sunt un mistic, eu sunt antireligios și anticlerical, vai vai. Dar există. Prezint soluții de prelungire a vieții active peste 100 de ani, nu inventate de mine, culese din manuale de științe sau din materiale mai rare. Înainte de acea carte, e bine cine nu a citit către culmile succeselor sau formula fericirii, să o citească, pentru că îi va da viață și sănătate. Am la activ zeci sute de vindecări, zeci sute de oameni care au reușit, mii de oameni care au reușit și care spun direct: domnul Coros, m-ați făcut omul. Eu cum fac pe alții om? Cum te-am făcut și eu pe tine? Te-am învățat să faci afaceri. Eu încă din 90, când știam că trecem la capitalism, am scris Cheile succesului, manual de alta succesului. Îmbogățiți-vă, oameni buni, munciți, faceți afaceri, că dacă nu faceți voi, vin străinii și le fac. Credeți că cheia sau soluția pentru România este munca? Este creația inteligentă, munca inteligentă. Și boul muncește, dar e trage în jug, muncă necalificată. Noi vom ieși în următorii 10 ani din conul de umbră, deoarece mai jos decât am fost nu suntem. Și atenție cu ce vom ieși. Eu am expus asta prin cărțile mele și pe site. Știu că aveți chiar o microfermă. Am. Și anul ăsta mai fac încă una cu fiul meu. Am un fiu arhitect de 28 de ani, să vă care, dându-și seama că din arhitectură nu se poate câștiga suficient, și-a făcut o fermă apicolă și acum facem și o fermă pomicolă. Deci se poate. Iată cum vom reuși. Românii sunt inteligenți. La mii de locuitori, românii au dat mai mulți inventatori decât oricare altă națiune. În cartea lui John Simmons despre marile creiere ale omenirii, 6% sunt români. Paulescu, Vuia, Coandă, Palade și așa mai departe. Deci suntem un popor inteligent. Bun, atunci noi trebuie să ieșim din această încurcătură produsă de politicienii hrăpăreți și necinstiți cu inteligența. Și ce înseamnă inteligența? IT-ul, automatica, știu eu, poate aparatură de asta, muzica, filme. Noi n-am mai făcut niște filme, să vindem niște filme. Și totodată... Dar nu sunt bani, asta este motivația, plus că banii pentru filme, am avut aici tineri regizori în platou, am avut pe directorul Film România și spunea că nu sunt bani pentru filme. Nu sunt bani, mergem mai departe. Al doilea segment care ne va scoate din sărăcie este industria agroalimentară, începând de la producție și până la desfacere. Dar cine mai muncește pământul, domnule Coruț? Eu muncesc, uitați-vă, am un spirit. Dumneavoastră, dar dumneavoastră munciți o bucată cât aveți acolo, grădina. Ei, eu muncesc și la fii, nu vă faceți probleme. Problema este ce facem cu suprafețele mari. Toți trebuie să muncim, altfel nu ieșim din criză. Dacă așteptăm să ne dea guvernul, nu are de unde să dea. Avem aproape 3 milioane de hectare de pământ necultivat. Noi am lansat acțiunea pe forum, 1 milion de hectare de livezi și vii de masă. Mult mai rentabil este să cultiv pom fructiferi, arbuști fructiferi, flori, legume, fructe, zarzavaturi, decât cereale. Cereale le pot cumpăra de la mari producători, cum ar fi Statele Unite sau Rusia sau Argentina sau nu știu cine. Deci, îi îndemn pe oameni să-și facă microferme pentru asemenea produse.
Dar mai sunt semințe originale românești? Da, sunt semințe originale românești. Există o bancă de date la Suceava. La Suceava, și, da. Și se pare că există și pe la casele țăranilor, pentru că eu am o băbuță de la care iau acum roșii românești, făcute în solar. Bune. Noi ne-am lăsat păcăliți de aspectul frumos, aspectul atrăgător al fructelor și legumelor străine, dar n-au nici pe departe valoarea nutritivă și nici savoarea și nici calitățile celor autohtone. Am văzut că militați pe Frăția Creatorilor pentru consumarea produselor autohtone. Nu de acum. Noi am lansat Consumați Produse și Servicii Românești pentru a, pentru a vă îmbogăți încă din 1993. Puțin ne-au ascultat. Cei care ne-au ascultat totuși câteva zeci de mii au ajuns liberi întreprinzători cu succese în viața, în viața lor. Domnule Coruț, este adevărat că internetul este controlat? Internetul în România mă refer. Internetul poate fi controlat de către toate statele lumii cu mijloace speciale, dar să controleze întregul internet este imposibil. Se controlează anumite site-uri și eu zic că acesta este un lucru bun, deoarece internetul, acest minunat mijloc de legătură, informare. De informare și de legătură între oameni, este uneori folosit pentru injurii, calomnii, perversiuni și alte porcării. Păi atunci, domnule Coruț, ar trebui să se desfințeze multe site-uri care cu asta se ocupă. Pentru asta trebuie să existe care o penalizează lege. Oamenii pentru opinie și să nu uităm de domnul Hrebenciu, care a declarat mai zilele trecute, deci nu sunt invențiile noastre, că are o armată de postaci care asta fac. Atacă la persoană, înjură, denigrează. Și eu sunt atacat. Dacă vă uitați, sunt atacat pe câteva zeci de site-uri, dar sunt lăudat pe câteva sute. Dar spuneți-mi, nu este un tupeu extraordinar să declari că cu asta te ocupi? Atâta timp cât nu este infracțiune prevăzută în legea penală, el își vede de treaba. Legile noastre sunt foarte schimbătoare și acestea în lucruri rău. S-au dat ordonanțe de urgență pentru 24 de ore, scutind de vamă un anumit produs. A intrat produsul în țară pentru, normal, clienții politici, s-a anulat ordonanța și așa mai departe. Deci, încotro ne îndreptăm, domnule Coruț? Vă asigur că totuși ne îndreptăm către un viitor mai bun. De un an și două luni, timp de un an și două luni, anul trecut și prima și a doua lună anul ăsta, eu n-am mai ieșit pe televiziune pentru că au început organizarea partidelor politice și n-am vrut să fiu amestecat în această activitate. În acest timp am studiat mult și am exersat mult clarviziunea. Este o capacitate pe care o avem toți. O avem sub formă de premoniții. Presimțim. Presimțim că ne așteaptă o fericire sau presimțim că ne așteaptă o nenorocire. Dar nu știm. Sau visăm urât, sau visăm bine. Nu știm exact ce este. Asta este premoniția, prima fază. A doua fază este precogniția, cunoașterea. Deja vezi că într-o scenă, stai ca pe un scaun la televizor și vezi o scenă în mișcare cu ce urmează să se întâmple. În cartea de parapsihologie practică sunt explicate toate aceste fenomene și multe altele care interesează populația în acest început de mileniu super modern. De ce? Pentru că în acest mileniu nu va mai vorbi nici pușca, nici tunul. În acest mileniu vorbește armamentul psihotronic. Este România supusă unei presiuni psihotronice? Da. Se lucrează, da? Întreaga atmosferă pământeană este iradiată începând de la primele bombe, Hiroshima și Nagasaki. E un gen de iradiere. Alt gen de iradiere este practicat de către marile puteri care iradiază ionosfera fără a explica în ce scop. Ei spun că e un scop științific. De exemplu, în Alaska există sistemul HARPS. HARP. Are 360 de antene de mari dimensiuni.
ce mesaje ne transmit. Cum se transmite acest mesaj? E așa de simplu că înțelege și bunicii, înțeleg. Uitați-vă, unda purtătoare de înaltă frecvență are înscrisă pe ea o undă elf, de extrem low frequency, în care există un mesaj verbal, un mesaj scris, un mesaj video sau un mesaj video și verbal. Este lansată, lovește în creierul țintei sau în organismul țintei și transmite mesajul respectiv în somn, în special pe frecvența teta, frecvență de somn adânc. Omul se trezește dimineață cu un gând pe care nu l-a avut, dar are impresia că i s-a născut lui în creier. Și de fapt este implantat prin acest procedeu cu agresiunea cu aparat electromagnetic. Dar deci au și rușii. Rușii au mai demult decât harpul. Da? Rușii. Stați iar să înțelegem. Iar acum Putin declara acum ceva timp, cred că câteva luni în urmă, dacă știți, a declarat că au ultima chestiune sofisticată în domeniul armelor psihotronice, probabil ca să ne atragă atenția să... Declarația lui Putin trebuie să ne pună pe gânduri, deoarece rușii au armament psihotronic secret încă. Americanii cel puțin l-au dezvăluit. Da. Ne-au arătat în Irak, domnule, uite, avem armament de tipul și ăsta. Au fost dezbateri întregi pentru HARP. Da. Să ne aducem aminte că toată lumea le-a cerut socoteală pentru că s-a făcut legătura între HARP și încălzirea globală, pentru că încălzește... undele acelea încălzesc straturile superioare ale stratosferei, da? Și atunci au fost conferințe întregi în care americanii au recunoscut că armamentul ultra bazat pe radiații electromagnetice, denumit aparat pentru împrăștirea mulțimilor violente. Englezii au anunțat recent că pe timpul Olimpiadei vor folosi armament cu unde sonice, deci cu ultrasunete, care dintr-o dată demobilizează individul violent sau, știu, agresiv și îl face terci. Deci măcar ei au anunțat, domnule, avem armamentul ăsta și îl folosim. La noi în țară nu se recunoaște că există. Dar în momentul în care, să zicem, mă duc eu în fața lui Băsescu și îi spun ceva care nu-i convine, de undeva din lateral îmi trage o singură lovitură și încep să mă bâlbui. E vorba numai de Băsescu sau e vorba și de Iliescu? Eu am dat un exemplu. Păi nu, dar să nu înțeleagă lumea că bine, Băsescu se ocupă cu așa ceva. Eu nu știu cine are. Cu certitudine firmele străine au. Cu certitudine fiecare firmă străină are cel puțin un ofițer acoperit în ea. Dar spuneți-mi ce se întâmplă cu spălatul neuronilor de către anumite televiziuni, de anumite părți ale presei și cu minciunile astea sfruntate, pentru că se profită că lumea se repetă, că știți cum e, când repezi de mai multe ori același lucru, tinde să devină un adevăr. Asta e o chestie de autosugestie. De autosugestie. Autosugestia e singura minciună obligatorie dacă e pozitivă. După cum este și minciună obligatorie către alte persoane, dacă este pozitivă. Ne spală televiziunile neuronii, domnule Curuț? Nu. Dacă omul și-a format o personalitate bazată pe cunoaștere, credințe puternice și idealuri, speranțe, vise de viitor puternice, pe principii morale sănătoase, nu poate fi doborât. Și totuși? Poate să îi se producă dureri. Poate să îi se producă scurte întrerupere ale activității obișnuite. Poate să îi se înoculeze câte un gând parazit. Eu am încasat mai multe lovituri psihotronice, n-am ascuns pentru că au încasat inclusiv vecinii mei, inclusiv prietena dumneavoastră prin care ne-am cunoscut. Am încasat și dânsa o lovitură psihotronică, a simțit că îi se oprește inima și nu mai poate respira. De ce? Aparatul nu focalizează bine. Și dânsa fiind vecină de casă, a tras în casa noastră și a nimerit radiația respectivă și în casa vecinilor. Se întâmplă. Eu nu mai privesc cu
frică asemenea armament, că m-am prins că nu omoară. Nu omoară, dar nici bine nu face. Brainwashing este o formulă nefericită lansată de americani, spălarea creierului. Eu ar zice că mai degrabă e murdărirea creierului. Mă rog. Spălarea creierului, eu ar zice, în momentul în care omul îi scos din el tot ce este bestial și moștenit de la străbunii sălbatici și îl pregătești pentru societatea de mâine care nu poate fi decât supercivilizată sau deloc. Eu prefer să mă opresc la supercivilizată și să nu vorbesc de sau deloc. Am și făcut două profeții aici, în geneza marelor creatori și în sosirea zeilor. Am spus că în 20-30 de ani, reprezentanții creatorilor noștri vor veni să ne salveze de propria răutate. Pentru că cel mai distrugător individ de pe planetă e omul. Cea mai distrugătoare ființă de pe planetă este omul. Distruge și natura. Distruge și natura, se distruge între ei în proporții incomensurabile. Dacă ați văzut fiarele carnivore, ucid numai cât au nevoie să mănânce, nimic în plus. Așa este. Păstrează un echilibru. Sigur. S-a stricat echilibrul naturii și din cauza asta, unii gânditori au ajuns la concluzia că noi ne-am dezvoltat prea tare și că nu e bine că suntem 7,5 miliarde de oameni și că ar trebui să fim sub 1 miliard. Printre ei, prințul consort al reginei Angliei, Jacques Cousteau. Am dat citate în cartea Dumnezeu nu folosește armament psihotronic. E o carte foarte interesantă în care este prezentat armamentul psihotronic și folosirea lui în politică și religie. Așa. Ce vreau să vă mai arăt. Acesta este Zamolx Arianu, o carte despre strămoșul nostru zeificat, Zamolx. Atenție! Zamolx n-a fost Dumnezeu, a fost străbunul nostru pământean, om zeificat, și e bine să nu exagerăm cum exagerează anumite persoane din anumite țări care declară că strămoșii lor au fost zei. Toți, dar absolut toți pământenii, suntem creați de aceiași creatori din următoarele motive. 1. Ne putem metisa în orice formulă vrem. Putem schimba între noi sânge și organe. Ne naștem, trăim și murim după aceleași legi de viață. Eu cred că cei care ne-au creat, mari creatori, ne-au poruncit să și ne metisăm între noi, să ajungem la o rasă planetară comună. De ce spun mari creatori? O să zic că Corus nu crede în Dumnezeu, crede în mari creatori. Păi dar dumneavoastră credeți că Dumnezeu, în măreția domniei sale, își aplica privirea către un fir de praf din Calea Lactee. Calea Lactee are 100.000 de ani lumină diametru, 20.000 de ani lumină grosime, este un disc spiralat și undeva într-o spirală interioară, în dreptul constelației Orion, steaua Betelgeuse, se află sistemul nostru solar, care la nivel galaxiei e cât un fir de praf. Și când mă gândesc că sunt 200 de religii pe firul ăsta de praf, mă întreb, dar oare în galaxie, unde sunt circa 50 de milioane de sisteme solare similare celui în care trăim noi, câți zi ori mai fi? Hai să revenim la întrebări, să răspundem avem la întrebări. Avem niște întrebări, uitați, da, ne scrie un domn, Sandu, da, Del Mar, care ne spune așa. Pe Wikipedia scrie că în 1967 ați fost admis la Școala Militară Superioară de Ofițeri de Marină din Constanța. Da, numai că între timp s-a schimbat denumirea în Institutul de Marină, e același lucru. Stați puțin, în anul întâi l-ați urmat pe nava Școală Mircea? Da. Uitați ce spune acest domn, spune așa, eu am fost admis în SMSM, școala așa, da, în 1966. Deci, cu un an înaintea noastră. Da,
nu avea cum să fie prins în școala militară de invazia Cehoslovaciei, înarmat de război și cu steaguri de luptă. Toate promoțiile erau deja în vacanța de vară la acea dată. Numai anul 2, promoția mea, debarcați întârziat de pe Bricul Mircea, unde făcusem în 1968 călătorie de studii la Istanbul și Napoli. Apoi am fost reținuți la bord încă vreo câteva săptămâni ca să primim vizita lui Ceaușescu și a familiei lui pe nava școală. În anul 1968, în noaptea de 19, petreceam, căci a doua zi trebuia să plecăm în vacanță. A intrat capitanul Barna, acum mă ascultă foștii colegi ofițeri de marină. Nu încep și eu ca... Tot ofițer de marină e și acest domn. Nu și-a dat numele. Sandu Delmar. Sandu? Delmar. Minte. Nu există. În promoții dinaintea mea nu există Delmar. Minte. Deci e un provocator. Dar hai să răspundem. În noaptea aceea a apărut capitanul Barna. Auziți că în afirmația dumneavoastră că l-ați avut profesor pe contraamiralul Ilie Ștefan. Nu l-am avut profesor. Contraamiralul Ilie Ștefan era șeful Institutului de Marină. Vedeți că pe Wikipedia sunt date greșite despre dumneavoastră în cazul acesta. Nu. Înseamnă că cineva le-a schimbat. Eu le-am verificat odată. Să le mai verificați că uitați, a dat și informațiile de pe Wikipedia. Așa, deci în noaptea respectivă ne-a dat alarmă de luptă. Am spart cutiile cu cartușe, am luat armamentul PPS-ul, asta aveam, pistoale PPS, și am ieșit la luptă, alarmă de luptă. Din momentul acela nu s-a mai dat vacanță. Apucaseră să plece câțiva din anul 4 în vacanță. Au fost chemați înapoi. Nu s-a dat vacanță, ci am stat în august în armați, am săpat tranșee în jurul unității, am ieșit cu steagul desfășurat cântând pe stradă și așa mai departe. Ulterior ne-a dat drumul rând pe rând, unul câte unul, câteva zile să ne vedem părinții. Deci pe Wikipedia înseamnă că cineva a scris ceva greșit. N-am învățat nimic cu amiralul Ilie Ștefan, dar... Să mai verificați acest lucru. Nu mi-am închipuit că cineva poate să modifice. Un alt vedeți domn... cât de josnici putem fi câteodată unii dintre noi? Dar de ce vă mirați? Păi acolo era descris exact ce am fost. Da. Colegii mei sunt în viață, suntem încă în viață 37. Vă cred, dar uitați așa se... Vedeți, eu vă spuneam de chestia asta cu minciunile, apropo de treaba asta și cu ce se spune la televiziune. Minciunile repetate care sigur țin că să devină adevăr. Sigur, sigur. Și faptul că... Ăștia sunt niște oameni mici, domnișoară. Dar, doamnă, pardon. Știți care e problema? Că oamenii aceștia mici sunt la nivel mare. Nu mă interesează. Eu scriu pentru viitor, țin la tinerile generații și vreau să le pregătesc în spiritul creației, meritocrației, moralei sănătoase, curajului, demnității. Cum definiți meritocrația? Meritocrația o definesc ca pe o trăsătură de personalitate prima dată, deci mai multe definiții o să dăm, în care individul este recompensat social potrivit cu nivelul său de pregătire și cu faptele real efectuate. De ce? Dacă îl apreciez numai după nivel de pregătire și el nu face nimic, nu e meritocratic. Dacă el face, dar nu are nivel de pregătire, nu se poate ridica să impulsioneze mersul societății înainte, nu este meritocratic. Bănuiesc că în societatea meritocratică se structurează sub formă de piramidă. La bază, rebuturile societății. Toate societățile au rebuturi, chiar și alea socialiste și comuniste. După care urmează submediocri, mediocri, oamenii medii, oameni buni, excepționali și geniali. Precizez ca să nu se interpreteze ulterior. Eu nu sunt nici excepțional, nici genial. Eu am fost întotdeauna în Plutonul din față, pe locul 2-3, în școlile pe care le-am urmat, cu excepția dreptului unde am fost pe locul 1.
Deci, când vorbesc de oameni excepționali și geniali, sunt niște oameni pe care eu îi caut să-i ajut. Mie îmi trebuie un conducător. Dumneavoastră vă trebuie și dânsului trebuie un conducător. Noi nu știm pe cine să votăm, pentru că nu vine conducătorul. Îl visez să vină un doctor în economie să ne scoată din încurcătură, să vină un doctor în diplomație să ne scoată din încurcătură. M-am săturat de politicieni care repetă discursuri în nou limbaj tot de lemn. Deci, ce de făcut, domnule Porus? Că toată lumea întreabă, uitați, sunt o grămadă de întrebări referitoare la cum procedăm cu abuzurile zilnice care se întâmplă și cum putem riposta în afară de vot, ce putem face așa pe viitor. Acum ne așteaptă 6 luni și după aceea trebuie să luăm o hotărâre. Se va reedita Duminica Orbului? Nu cred. Oamenii s-au fript atât de tare încât ați văzut că la vot vin numai 30%. Ceea ce e foarte rău. E foarte rău. Vin la vot clienții politici, membrii de partid, rudele lor, persoane interesate și persoane conștiincioase. Dacă ați văzut, bătrânii, majoritatea votează. Da. Ei sunt primii. Pentru că ei spun, domnule, eu trebuie să-mi fac datoria, trebuie să-mi plătesc, așa procedează și la plata datoriilor, trebuie să-mi plătesc întreținerea cu tare și la urmă rămâne o sumuliță de bani și trăiește ca vai de lume. Dar sunteți pe mine convins? Mă doare faptul că urmașii Daciei și a Romei au ajuns să stea la cozi la pașapoarte, să lucreze studii în străinătate, să nu poată trăi omenește în țara proprie. Iar cei care au adus națiunea română în această situație nu sunt nici diavolii, nici alte prostii. Le-au adus liderii incapabili și corupți. La noi corupția este atât de mare încât organizațiile mafiote de tip Cosa Nostra, Ndrangheta, apar niște adunători de copii. Ați văzut ce corupți au să blochez justiția în ultima zi. N-am nimic cu domnul Năstase, i-am dat și cărți de ale mele, am citit, am dat cărți de ale mele și... Dumneavoastră sunteți și de meserie, că ați terminat dreptul, da? Da. Spuneți-mi, e posibil așa ceva? E. La noi este arbitrariu. Bătrânul acela de 80 și ceva de ani, care mutase gardul cu 10 centimetri, 10 ani închisoare, în timp ce mari infractori care au devalizat băncile, ne-au vândut întreprinderile, au distrus sistemele de irigație și acum vor să le facă cu banii europeni, dar tot cu firme de ale lor, să câștige. Toți acești ticăloși care ne-au condus către dezastru trebuie judecați și pedepsiți. Din nefericire, nu pot să dau un verdict. Nu are cine să-i judece și să-i pedepsească. Ei și-au asigurat un sistem atât de bine organizat, încât nu răspund niciodată nimic. Din cauza asta, eu sunt adeptul Republicii Prezidențiale, ca în America, în care cine conduce, răspunde cu capul. El conduce și nu mai are decât controlul parlamentar, care îl ține să stea tot timpul în limitele legii. Deci, dacă noi trecem la acest sistem, am reduce birocrația și ar crește eficiența. Un președinte, un vicepreședinte și un aparat comun, prezidențial-guvernamental. Dar noi acum am prezentat pe site-ul ăsta această soluție. Noi acum suntem în plină Republică Parlamentară, de fapt și de drept. Da. Cu tot ce se întâmplă. Constituția spune că e semiprezidențială. Păi dar faptele ne contrazic. Este de-a dreptul ne contrazic parlamentară. Faptele ne contrazic pentru că oamenii... E o dictatură parlamentară. Oamenii politici au învățat că nu vor fi niciodată trași la răspundere. Adică nu se mai tem de cetățeni. Am văzut dosarul lui Ion Iliescu. Așa. Am fost chemat de generalul Voinea, care a închetat cazul lui Iliescu. Era un dosar, cred că era aproape un metru, jumate de metru cub era. Am dat și o declarație referitoare la teroriști și la ce știam. Și Voinea spunea, generalul, gata, l-am terminat. Uite, instigare la trădare de patrie, instigare la omor deosebit de grav, instigare la genocid, instigare, numai infracțiuni grave. Și am spus, mare minune ar fi să-l văd odată condamnat pe Iliescu. Discut cu
unii revoluționari, îl simpatizez în special pe Mărieș, fiindcă este bățos și păstrează idealurile Revoluției. Și spun tot așa, măi, mare minune ar fi să fie condamnat vreunul din cei care au instigat români contra români și au început războiul românilor contra românilor. Nu cred că vor fi condamnați. Din cauza asta, eu pregătesc pe acest site tineri și oameni mai de vârstă către matură să se pregătească bine în domeniul economic, să se întărească economic, adică să devină oameni de afaceri care să fie și onești și bine pregătiți încât să ia puterea pe cale pașnică în următorii 20-30 de ani. Eu am o speranță și acum o să ziceți coruții omul cu OZN-urile. Omenirea întreagă este pe marginea prăpastiei. Suntem la un pas de distrugerea umanității terane sau chiar a planetei. Cei care au investit în noi de ne-au plasat aici nu au niciun interes să ne vadă dispăruți sau planeta sfărâmată în urma exploziilor nucleare. Speranța mea este că vor veni și vor impune o lege, una și bună, pentru toată populația pământeană. Căci de-ar fi vrut Dumnezeu o religie, ne dădea una singură, să nu ne batem, să nu ne ciondănim între noi. Ei, asta aștept eu, salvatorii. Sper să trăiesc până când vor veni, să-i văd și eu cum sunt. După părerea mea, sunt oameni ca și noi și argumentele sunt ușor de găsit în Codul lui Zamolțe și Luptele Zeilor. Vă prezint câteva ciudățenii. În localitatea Antelope Springs, din Statele Unite, a fost descoperită o urmă plantară veche de 500 de milioane de ani. În urmă cu 500 de milioane de ani nici nu erau vertebrate, nu erau nici maimuțele lui David, nu erau nici zeii din legende. Cine a făcut acea urmă care seamănă cu urmă de cosmonaut, adică e mai mare așa, sau de, știu, schior. De asemenea, mai multe urme similare, ceva mai tinere, au fost găsite în Kentucky, SUA. S-a găsit o plăcuță de ardezie veche de 250 de milioane de ani într-o mină din Ohio, SUA. Cine a scris și în ce alfabet a scris și ce ani a transmis acea plăcuță care deja se căzuse și se carbonificase, se încastrase în cărbune. Deci, după părerea mea, noi suntem urmașii sălbăticiți ai unor extraterestri. Noi românii? Nu, toți pământenii. Despre asta și vorbesc în cărțile mele. Niște extraterestri veniți aici de bunăvoie pentru a coloniza, ori în mod fortuit, exilați sau în urma defecțiunii astronavelor. Aceasta este o opinie. O altă opinie este că s-ar putea ca noi să fim produsul de sinteză, de inginerie genetică a unor extraterestri foarte bine pregătiți, care au executat sarcinile primite de la marele stăpân. De la marele inginer. De la marele stăpân, de la Dumnezeu. Sigur. Noi îi spunem Dumnezeu. Inginerul șef. Nu, e foarte greu să... Este arhitect la masoni. E foarte greu să definești divinitatea. Nu e foarte greu, este imposibil. Eu nu pot să definez decât câteva din atributele divinității pe care le știu. Mă inspiră pentru fapte bune, mă ajută în momente grele, mă îndeamnă să creez continuu, să cunosc tot ce este în jur, în univers, să mă minunez de ce există. Dar nu există nicio diferență între noi și Creator, că suntem făcuți după chipul și asemănarea sa, în primul rând, și în al doilea rând, așa în cer, precum în cer, așa și pe pământ. Vedeți, eu nu sunt atât de orgolios, nu cred că semăn cu Creatorul. Eu cred că noi suntem așa niște găzuțe mai mici. Găzuțe sau nu, avem aceeași putere de a crea. Obligația de a crea, de a învăța, de a cunoaște corect și de a crea este obligație
100% adevărată. Și să nu uităm că noi suntem primii care trebuie să facem aceasta, deoarece europenii sunt purtătorii civilizației raționale. Civilizația rațională a scos omenirea din întuneric și a adus-o către lumină. Circa 90% din invențiile și inovațiile și descoperirile lumii moderne sunt produse de civilizația europidă în Europa sau în lumea nouă, respectiv în Canada, SUA, America de Sud, Australia, Noua Zeelandă, pe unde au ajuns rasa albă. Acum nu vreau să fac elogiul rasei albe, să greșesc cum au greșit evreii când au spus că sunt popor ales. Constat numai că rasa albă a făcut aceste minuni și cred că aceasta ne obligă la învățătură și la responsabilitate în continuare. Sigur că da, cât trăim tot învățăm, cum e vorba românească, cât trăiește om învață, trebuie să învețe, trebuie să își folosească mintea și să gândească singur pe baza informațiilor primite. Problema este că informația este putere, însă noi nu conștientizăm că este putere. Ne lăsăm... La noi, în meseria noastră, regula era așa. Cine are informația, stăpânește situația. Așa este. Și nu este așa? Informația este cea mai scumpă marfă. Corect. Cea mai scumpă marfă a viitorului este informația. Începând de la informația simplă, know-how, să știu cum să fac paharul ăsta să fie de forma asta și nu altfel, și până la informațiile ultra-secrete, care zac în seifuri bine organizate la marile putere ale lumii, începând cu SUA, China, Rusia, Uniunea Europeană. Facem și noi parte dintr-o mare putere. Dacă ferească Dumnezeu, se destramă Uniunea Europeană, în ultima noastră speranță de viață demnă se dărâmă. De aceea aș vrea să fac un apel către toți telespectatorii să înțeleagă că singura noastră opțiune este Uniunea Europeană. Să nu mai continuăm cu bârfele, că Uniunea Europeană se duce, se prăbușește, că ne încurcă, că să vedeți că Uniunea Europeană este catolică și că noi venim cu ortodoxia și o să pierdem oameni și așa mai departe. Gândiți-vă, oameni buni, că rămânem singuri în fața Imperiului Rus. De data aceasta nu ne va ierta. Sau în fața Imperiului Chinez. Sau în fața Imperiului Chinez. De data asta nu ne va ierta. Așa că Uniunea Europeană și iarăși Uniunea Europeană. Întrebări, domnișoară, acolo? Întrebări nu mai am, așa interesante. Toată lumea este confuză. Confuză din cauza politicii, a ceea ce se întâmplă zilnic. Parcă nu le vine să creadă că ne întoarcem la Partidul Unic, că ne întoarcem la vremurile de 22 de ani apuse și se întreabă oare cum am ajuns din nou, de unde am plecat? Păi, românii și-au făcut rău în mod democratic, nu? Au votat. Da. Măcar în comunism știai că n-ai pe da, cine da, să votezi. Da, de data asta n-am votat, domnule Coruț. De data aceasta au fost organizate niște chestii așa gen asemănătoare din America Latină și s-a ajuns la ce s-a ajuns acum. Da? Deci ceea ce este acum la guvernare n-a fost votat și în Parlament. Dumneavoastră, dacă ați votat pe cineva care a fost într-un partid și acum a ajuns la alt partid, vi se pare că... E singurul lucru pe care mi-l reproșez. Am ajutat la rugămintea lui Gheorghe Funer, am ajutat pe cineva să ajungă deputat. Mi-am pus în joc prestigiul meu, bani și altele. A trădat pe UNR, a trecut la PSD, de la PSD la PDL și mai departe. Și am spus că în viața mea nu voi mai ajuta un om la rugămintea altcuiva. Numai după ce îl verific eu la sânge, îl cresc de mic, cum am crescut câțiva, și îl învăț să facă politică dacă are talent. Dar noi toți fac politică, toți știu politică. Stau pe marginea șanțului cu sticla de bere în mână, fac politică. La noi toți fac muncă de informații. Toți știu spionaj, contraspionaj, toți știu care e securist, care nu e securist, că a fost, că a fost și așa mai departe. De unde să fie? O să vă spun o chestiune
nu-i spun nici dureroasă, ci realistă. În decembrie 89 securiști au fost numărați și s-a raportat. Au fost 9500 de ofițeri de securitate în decembrie 89. Până în prezent au murit 3000 și ceva. Au rămas, deci, vreo 6000. Din acești 6000, mai mult de jumătate sunt bolnavi, gravi sau retrași undeva în medii foarte modeste, la țară. Adică nu vreți să spuneți că în politică, în partide, nu mai există... Poate să existe ceva informator, dar vorbesc de ofițeri. A, de informatori, nu de cunosc... turnători. Adică... Deci, depinde de unde a lucrat. Dacă, de exemplu, a lucrat în URSS, nu poți să zici că e turnător, pentru că noi avem cu URSS-ul aceste probleme nerezolvate. Tezaurul, Basarabia, Bucovina. Ei, deci au mai rămas în viață așa vreo 3000 și ceva de oameni. Ăștia nu pot să provoace nenorocirile pe care le pun în cârcă tot soiul de politicieni. E o diversiune. Eu sunt unul din puține. Păi sigur că e diversiunea. Au dat din apă securiști, gata, căutăm securiști. Eu am zis, bă, care e bogat dintre securiști, vreau să-l cunosc eu. Unul singur e bogat, dar n-a fost securist. A fost dat afară de securitate în perioada socialistă, fiindcă nu corespundea. Domnule Coruț, am și o întrebare personală. Da. Cine este Costial? Ștefan Costial este fost general în Armata Română, specialitatea cea TEA, adică apărarea anteriană a teritoriului. A fost căsătorit cu o rusoaică, are o fetiță cu rusoaica respectivă. Și a fost coleg de celulă cu Sorin Ovidiu Vântu, un fotograf din Constanța, am citit eu un articol. Acest articol a fost scris chiar pe blogul Alexa Ionescu, wordpress.com, acum câțiva ani, în care acel fotograf n-a mai apucat să spună tot ce... Știa că a dispărut. Știa, da, a dispărut. Hey, și au rămas o grămadă, dar el a apucat să lanseze. Una din primele cărți pe care am scris-o a fost Fulgerul Albastru, în care am povestit lupta dintre securitatea română și KGB-ul sovietic. Haideți să vă dau exemplul lui Costian. Costel a făcut studiul în RSS. Da, pe scurt că deja am terminat. Da. Costel a făcut studiul în RSS, s-a căsătorit cu rusoaică, normal că aia dădea informații pentru ruși. În 64, când i-am dat pe ruși afară, a plecat și soția cu fetița, a rămas numai Ștefan Costel. Securitatea l-a urmărit, a descoperit că avea încă relații informative cu diferite persoane, printre care și Ion Iliescu, era în aceeași grupare cu Ion Iliescu, drept care l-au arestat sub un motiv pueril. Pe motiv că își modificase contorul de electricitate și fura curent electric. L-au băgat la închisoare ca să-l sperie, nu l-a speriat, a apărut la Revoluție, a vorbit, a luat legătura cu foștii lui subordonați din armată. Nu știu acum ce mai face, că totuși trebuie să aibă vârstă. Sigur. Noi avem un obicei la această emisiune, da, domnule Coruț. Fiecare invitat plantează în acest bol cu pământ câteva semințe de iarbă. Noi vrem să creștem, să plantăm semințele unui nou mod de a gândi, unei societăți, să creștem... Că toată lumea vorbește de firul ierbii, să creștem o societate civilă de la Dacă firul ierbii. Dacă zice mare-i firul ierbii, marele scriitor englez Jonathan Swift spune așa: cel care face să crească un fir de iarbă aduce umanității un sediciu de mii de ori mai mare decât cel mai mare creator de sisteme metafizice. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să da Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în această emisiune. Vă invit și altă dată, să știți, pentru că aveți lucruri extraordinar de interesante. Poate că o să mă prindeți într-o zi mai odihnit. Ați observat că sunt obosit, deoarece scriu în pas alergător și noaptea. E o carte care este cerută, Lumini din Muntele Ascuns.
Păi așteptăm cartea pe care o veți termina. Vă mulțumim. Și trebuie scrise rapid, rapid. Și asta înseamnă că eu nu mă mai grăbesc, pentru că am învățat că atunci când te grăbești scrii prost sau faci cine știe ce greșeli, ca atare consum mai mult timp și nu dorm. Și astăzi m-am prins nedormit. Trebuie să ieșim, îmi pare tare rău. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Ne puteți revedea mâine dimineață între 8 și 9. Și nu, noapte bună și nu uitați să fiți iubiți. I am light, I am infinite, I am the channel, I am expanding, I am psychedelic, I am vibration, I am timeless, I am unity, I am activating, I am me.